Liderul comunist Constantin Rotaru susține cu tărie că PDL ar trebui să plece de la guvernare chiar astăzi, dacă se poate. Cât despre parlamentarii democrați liberali vâlceni, Rotaru nu înțelege cum de aceștia acceptă toate nebuniile gândite și puse în practică de șefilor de la centru. PDL-ul n-ar trebui să mai rămână la putere nici cel puțin o zi. Eu nu înțeleg pe parlamentarii PDL-ului. Nu pot să înțeleg cum acceptă aceste situații jenante care vin una după alta, în care sunt ei puși să dea explicații cu privire la toate nebuniile care le trăznesc prin gând celor de la București, lui Traian Băsescu, lui Elena Udrea, lui Emil Boc. Pentru că n-ai cum. Au venit, au apărut în fața telespectatorilor, ca să iau numai atât, cu tot felul de grozăvii. Ba măresc salariile cu 50% la profesori, după aceea le reduc, în loc să le mărească, cu 25%, le-au luat toate sporurile, le-au luat, le iau acum din pensii oamenilor, dau afară cu nemiluita, închid întreprinderi, înstrăinează ce a mai rămas în patrimoniul țării și parlamentarii noștri continuă să susțină un asemenea guvern. Parlamentarii PDL de Vâlcea au două variante, declară Rotaru. Ori au atitudine împotriva guvernului Boc, ori își dau demisia. Cale de mijloc nu există. Eu nu pot să înțeleg, nu știu ce e cu ei. Dar parlamentarii PDL-ului nu au decât o singură șansă și mă refer la cei din Vâlcea. Ori să ia atitudine, ori să-și dea demisia. Astea sunt două lucruri pe care ar trebui să le facă parlamentarii PDL-ului, pentru că, în particular, atunci când discuți cu ei, ei sunt de acord că la București se greșește în mod flagrant. Rotaru mai spune că PSD și Alianța de Centru-Dreapta PNL-PC nu reprezintă o soluție pentru redresarea țării. O altă forță politică ar trebui să vină pentru a scoate România din criză, susține acesta.